Participanții la acțiune și-au adus pușculițele pline cu bănuți pentru a le goli în numele sănătății și a vieții copiilor grav bolnavi. Organizatorii evenimentului sunt convinși că astfel vor reuși să salveze multe vieți. Un eveniment foarte frumos după mine, când multă lume, din puținul pe care îl are, încearcă să facă lucruri mărețe. Salvare de viață, deci nu sunt doar vorbe goale, sunt într-adevăr niște lucruri pe care absolut fiecare dintre noi poate să le facă, pentru că există aceste evenimente, se petrec o dată de două ori pe an, adică timp de un an de zile. Poți să aduni atâtea bănuți care stau pe jos, pe acasă, sunt aruncați ca din pantaloni, din haina de sus, deci ei pot fi adunați la un loc și din bănuții aceștia se adună foarte mulți bani care chiar salvează vieți. Atât părinții cât și copiii au salutat ideea asociației Salvați Viața. Și Iulia Cerevcenco a venit împreună cu copiii săi pentru a participa la acest act de caritate. Am venit aici la un eveniment dedicat copiilor care au nevoie de ajutorul nostru. Partea companiei Salvați Viața este o companie obștească, non-profit. Și cu copiii mei, am doi băiați, am hotărât să golim pușculița noastră care am adunat-o de ceva timp pentru sărbătoarele care vin, să încurajăm ca ei să meargă înainte și să aibă o viață mai bună. Am venit cu mama și fratele și am adus bănuți ca să îmi dau la copiii care sunt bolnavi. Я пришла сюда сегодня с мамой, мы пришли помочь бедным деткам. Мы принесли денежку и оставили тут в копилке. Potrivit președintelui Asociației Salvați Viața, Alona Bercaci, în fiecare lună se adresează cel puțin 10 familii care duc o luptă crâncenă pentru viața și sănătatea copiilor săi. De această dată ei au decis să-i ajute pe doi micuți și o mămică care în scurt timp urmează să dea viața unui bebeluș care are nevoie de o intervenție chirurgicală în primele ore ale nașterii. На сегодняшний день в помощи нуждаются трое наших подопечных, дети с различными заболеваниями. Одна годовалая девочка, у нее ретинобластома, рак сетчатки глаза, ей необходимо лечение в Швейцарии. И есть у нас беременная мама, которая ожидает малышку, которая должна родиться в Киеве и быть прооперирована в первые часы жизни. Эти средства, которые мы сегодня соберем, в том числе и для нее. И Валентин Партян, у него сложное генетическое заболевание, ему необходима длительная реабилитация за пределами страны. Вот мы надеемся, что это мероприятие поможет нам собрать денежки для оплаты этого лечения. Если не все, то хотя бы частично. Acțiunea de caritate de strângere a monedelor a avut loc a 6-a oară. În acest timp au fost adunați peste 600.000 de lei, care au salvat viața a 15 copii. Următorul eveniment este preconizat pentru toamna anului 2018.